Felicit primăria Deva pentru investițiile inițiate, prietenoase cu mediul. Astfel, locuitorii Devei vor avea stații de reîncărcare finanțate prin AFM. De astăzi pot folosi trotinetele electrice, iar până la sfârșitul anului se vor achiziționa microbuze și autobuze electrice, a scris ministrul pe pagina proprie de socializare. Potrivit ministrului Tanțoș Barna, obligația Ministerului Mediului este de a găsi soluții adecvate pentru problemele de mediu din cadrul administrațiilor locale. Iar cu ocazia vizitei, primarul Florin Oancea a mai rezolvat o problemă stringentă, cea a amenajării unei păduri urbane pe dealul cetății. În cadrul întâlnirii de astăzi am convenit împreună cu domnul primar Florin Oancea asupra reabilitării pădurii de la poalele dealului cetății din Deva. Ministerul Mediului va preda primăriei pădurea aflată în proprietatea Romsilva, astfel că autoritățile vor putea amenaja o pădure urbană, atractivă din punct de vedere turistic, dar care nu afectează mediul. În plus, ministerul va putea finanța această investiție prin PNRR, a mai menționat ministrul pe pagina sa de Facebook. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor Tanțoș Barna a mai participat ieri, însoțit de reprezentanții Prefecturii și Consiliului Județean, la predarea către beneficiar a barajului de la Mihăileni, cea mai importantă componentă a investiției, acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara.